Duminică, în nordul și centrul țării, cerul va fi variabil, iar la sud sunt posibile ploi. La Brăceni și Soroca vor fi 8 grade, la Bălți se vor înregistra 9 grade, iar la Orhei 10. La Tiraspol se așteaptă 11 grade, la Leova 12, în timp ce la Comrat și Cahul au fost prognozate 13 grade și va ploua. În capitală, maximele vor atinge 11 grade. În următoarele zile, temperaturile vor scădea ușor. Duminică, în mai multe zone din Europa vor cădea precipitații. La Madrid se vor înregistra 15 grade, la Paris vor fi 14 grade, la Londra se așteaptă 12 grade, iar la Roma 18 grade și cer variabil. Meteorologii au anunțat 11 grade la Viena și Budapesta, 8 grade vor fi la Berlin, Praga și Varșovia, în timp ce la Belgrad se vor înregistra 9 grade Celsius. În capitala României se așteaptă 14 grade, la Atena vor fi 16, la Kiev 8 grade și ploi, 3 grade se vor înregistra la Moscova, iar în capitala Turciei vor fi 11 grade și cer variabil. We'll be right back.